mai bine de 5 ore, trenul gonește cu o viteză nebună spre sud. Când am plecat din New York, afară era încă ziua. Acum e noapte. Întunericul gros ca de smoală a cuprins nesfârșitele câmpii ale sudului, încinse de soarele arzător din timpul zilei. Ventilatorul din plafonul vagonului își plimbă alene aripile ca un fluture uriaș. Cu toate astea, e cald. Înăbușitor de cald. Cei câțiva călători negri au adormit pe băncile tari de lemn. Oboseala drumului lung i-a cuprins pe toți. Deodată portiera vagonului se deschide cu zgomot. Cineva intră grăbit. Ciudat. E o tânără blondă. După îmbrăcăminte pare să fie de undeva dintr-un oraș din nord. După ce trântește portiera în urma ei, răsuflă ușurată. Apoi își rotește privirile prin vagon. Treziți dintr-o ropeală, negri o privesc mirați. O mirare care aduce mai multă spaimă. Într-un vagon pe care scrie cu litere de o șchioapă, pentru negri, să intre un călător alb? E ceva cu totul neobișnuit. Însoțitorul vagonului, un negru cu fața de copil, se apropie de dânsa și se adresează cu o voce rugătoare. Miss, vă rog, nu puteți rămâne aici. E un vagon numai pentru negri. Intrarea albilor e interzisă în aceste vagoane. Foarte bine. În felul ăsta nu se mai poate veni aici să se mai lege de mine. Vă rog. Imbecil. După ce că e beat turtă. Deși pentru mine asta n-are nicio importanță. Miss. Totuși nu-mi place ca cineva să tragă de fustele mele și să și le ia drept ștergar. Locul ăsta e liber? Miss, vă rog, nu, miss. Ai, de mine și de mine. A devenit imposibil unei femei să călătorească de una singură. Miss, vă rog, iertați-mă, dar locul dumneavoastră este în vagonul pentru un alt. Ce palme ar fi meritat să-i trag. Nu prea e în obiceiul meu, dar toate au o limită. Vă rog. Fir ar să fie durangutan. Se poate fuma aici? Dar, miss, vă rog, aceste locuri sunt destinate numai negrilor. Și prezența mea îi sperie? Na, na că n-am scăpat, a venit după mine. Nici aici nu scap de el. Și măcar de n-ar fi bet. Ce zici, mai ești supărată pe mine? Haide, lasă-mă să stau lângă tine. Nu e voie pentru alb în vagonul acesta, mister. Cară-te din fața mea. De ce mă urmărești? Nu se cade ca un gentleman ca dumneata să urmărească și să se lege de o fată fără apărare. Hai, nu vezi cum arăți, ești beat. Hai, pleacă, nu-mi plac oamenii beți. Lasă-mă, ora. Hai, uite, niște whisky. Uite, whisky. Hai, bă, hai, ține stica. Nici acum nu vrei să bine. Nu vreau, lasă-mă pace. Haide, nu ai un pic. Te rog să mă lași în pace. Crezi că o să scape așa de ușor, mititico? De data asta nu o să-ți mai merg. Ce nebunie, nu-ți e rușine? Tot o dăm drumul. Nu mușca, mă doare. Cum? Lăsați ca o femeie să fie pălmuită în fața voastră? Ce fel de bărbat sunteți? Mai încet. Nu te uiți la ei că sunt negri. L-ați auzit? Ce mai stați? Mulțumiți-i! Mister, nu e bine ce faceți. Ce? Nu e bine să vă purtați așa cu femeie. Ce? Care de aici? Dumneavoastră ar trebui să plecați de aici, mister. Nu mai zbore. Atunci încearcă să mă urnești în loc, dacă v-ați... Noi nu căutăm scandal, mister. Vă aflați într-un vagon destinat negrilor și nu aveți dreptul. Dreptul? Dar tu nu de mai răsăi. Sunt prietenul lui. Da, e prietenul meu, mister. Vă rog, nu aveți dreptul aici. Dar care e dreptul vostru? Firați ai dracului să fiți voi. Haide, ajunge. M-am săturat să mă văd în fața ochilor. Plecați, călați-vă de aici. Nu puneți mâna pe mine, mister. Nu poate ai decât să-mi și ordon.
Dumneavoastră nu aveți dreptul să veniți la noi. Ce? Spurcăciune! Ferește, Tom! În încăierarea care s-a produs, Sidney sări în ajutorul prietenului său Tom, dar era prea târziu. Bietul Tom, lovit de moarte cu sticla de whisky în cap, se prăbuși sub privirile îngrozite ale celor de față. Dându-și seama că fiind negru ar putea fi învinuit ușor de omor, Sidney profită de învălmășeală și dispare. A doua zi dimineața, în biroul șerifului, într-un comisariat de poliție provincială. Murdară afacere. Da, da. Whisky? Da. Mulțumesc. Murdară afacere, Mr. Freddy Clerk. Foarte murdară. Vărul dumneavoastră, Teddy, nepotul senatorului, asasinează un negru cu 2 luni înainte de alegeri. Tatăl dumneavoastră, domnul senator Clerk, e la curent cu chestiunea asta? Da, îl așteaptă pe judecătorul Elgren să se consulte cu el. Mr. Teddy, ascultați-mă, Mr. Teddy. Pe unchiul dumneavoastră îl cunosc foarte bine, așa că puteți vorbi deschis cu mine. Haide, povestiți. Povestiți-mi cum s-au petrecut faptele. Nu e așa că s-a năpustit asupra dumneavoastră? Erați în legitimă apărare. Da? Mi-e rău. Poftim, Mr. Clark, ce întâmplare idiot. Dar Mr. Teddy nu s-ar fi năpustit asupra negrului așa ca din senin, fără ca acesta să-i fi făcut ceva. Asta e sigur. Dă-mi ceva de băut. Poftim. Poftim un pahar de apă gazoasă. Beților, o să vă facă bine. Nu, vreau whisky. Nu cred că ar fi acum cea mai nimerită băutură pentru dumneavoastră. Asta că știu eu mai bine decât dumneata ce mai nimerit. Mă rog, am și whisky. Dacă țineți neapărat. Poftim. Așa mai zic și eu. Mr. Teddy, acum puteți să mă lămuriți de cele ce s-au petrecut? Da. Să luăm de la început. Fiind în legitimă apărare, ați recurs la forță. Așa-i? Da? Spuneți-mi, erați în legitimă apărare. Dar ce v-a făcut? Doamne Dumnezeule, dar răspundeți odată. Ce v-a făcut? S-a năpustit asupra dumneavoastră? Nu. Atunci de ce l-ați omorât? De ce? Pentru că e un negru jegos. Sunteți martor, Mr. Clerk. Vreau să fac tot ce-mi stă în putință. Mă rog, cât? Poftim? Cauțiune. Câți dolari? Plătesc și le-au cu mine. Drept să vă spun, Mr. Clerk, n-am cum să-mi șamalizez afacerea asta. E o crimă la mijloc. Nu ar trebui să-i găsim un apărător. Un apărător foarte bun. Și mai e și fata aia, Lizzie McKay, sau cum o fi chemându-o, cu înfățișare idiotă. Lizzie McKay? Lizzie McKay. Apropo, Mr. Teddy, cum de a ajuns ea în vagonul acela? Nu știu. Agent! Da? Agent, condul pe Mr. Teddy și adu aici pe fata aia. Hai, Teddy. Mr. Clerk, da? Ar fi mai bine să treceți în camera de alături. De acolo puteți asculta toată discuția fără ca el să vă vadă. Bine, foarte bine. Cum m-ai spus că o cheamă? Lizzie McKay. Lizzie McKay. Bine. Danger.
mă împingeți așa? Cât mai aveți de gând să mă țineți aici? Puneți-mi și cătușele. Ce mai așteptați? Stai jos. Martorilor nu li se pun cătușe. Tot e bine că mai aveți încredere în mine. Răspunzi la 3 întrebări scurte și ești liberă. Cu ce te ocupi? Am mai spus-o. Sunt cântăreață. Ce ai de gând să faci aici? Am un angajament la Blobel. Blobel? Ai contractul? Da. Poftim. Asta e contract de chelnerită. Păi nici n-am spus că a fost invitată în calitate de cântăreață. Am spus că am fost cântăreață. La New York ce-ai fost? Cântăreață sau chelneriță? Chelneriță. Atunci de ce minți? Eu nu mint. Adineauri mi-ai spus că ai fost cântăreață. Și ce ați fi vrut? Să crăp de foame în așteptarea unui angajament? Îți menții mărturiile? Da, mi le mențin. Foarte bine. Atunci nu-ți rămâne decât să-mi explici. Ce-ai căutat în vagonul pentru negri? Nu mai erau locuri în altă parte. Uh-huh. Și ce dacă? E interzis? Da, e interzis. Și în afară de asta, periculos. Astăzi mi-am dat seama că e mai periculos pentru negri. În statul nostru nu se recomandă glume din astea. Mai ceva de adăugat? Nu. Poți să te cari. Apropo, dacă te interesează, să știi că la noi pentru prostituție se capătă 18 luni. Nu mă interesează. John! John! Ascultă, John! Dacă în decurs de 24 de ore nu mi-l găsești pe negru care a fugit, atunci să știi că ai de-a face cu mine! Cară-te! Sydney, negru care a reușit să dispară, a rătăcit toată ziua ascunzându-se să nu cadă în mâna polițiștilor care îl urmăreau. Acum s-a înserat. Furișându-se pe străzile înguste și murdare din cartierul negrilor, Sydney se strecoară fără să fie văzut de cineva. Se oprește în dreptul unei uși. Bate încet. Ușa se deschide și în prag apare o negresă. Este Ellen, soția lui Sydney. Sydney! Fără să-i spui un cuvânt, acesta o îmbrățișează. Nu trebuia să fugi, Sydney, nu trebuia. Nu puteam rămâne acasă, Ellen. Agenții ar fi pus imediat mâna pe mine. Știi doar că în astfel de împrejurări tot negru e de vină. Bine, dar dacă nu le-ai făcut nimic, atunci nici ei nu pot să-ți facă vreun rău. Așa ar trebui să fie. Oh, dacă aș ști ce le-a spus femeia aceea. Trebuie să aflu neapărat. Dacă le-a spus adevărul, atunci trebuie să meargă cu mine în fața judecătorului și să fie martorul meu. E singura mea scăpare. Și dacă a mințit? Atunci nu mai știu. Trebuie să o văd. Trebuie să aflu ce le-a spus. Spune-mi drept. Nu le-ai făcut nimic. Cum? Poți să-mi jur? Jur, Ellen. Ia. Ei sunt. Sydney. Dacă te întreabă, le spui că n-am venit încă. Eu fug pe fereastră. Te iubesc, Sydney. Te iubesc, Ellen. Cine-i? Poliția, deschide. Bărbatul e acasă? Îl aștept să vină. Dar despre ce-i vorba? Nu ți se pare că întârzi? Nu mi-a spus la ce oră se întoarce. Ascultă. Da. Dacă mai ții la bărbatul, atunci spune-i să vină de bunăvoie la noi. Îi spui? Da. Suntem oameni cum se cade și vrem numai binele. Nu face bine că se ascunde de noi. O să-i spun. Oricum, tot nu ne scapă el.
Zadarnic scotoceau agenții. Sidney nu era de găsit nicăieri. Ieșind de la comisariat, Lizzie McKay se duse direct la patronul barului Blobel, care o angajă. A avut norocul să-și găsească fără multă bătaie de cap o locuință. O cameră modest mobilată la etajul al doilea, nu departe de bar. În aceea seară, cunoscu în local un tânăr drăguț care îi plăcu. Și Lizzie îl invită să petreacă o noapte cu ea în noua ei locuință. E dimineața. Îmbrăcat într-un capot, cu mâinicile suflecate, Lizzie deretică prin cameră. Întâmplările petrecute cu o zi înainte nu o mai preocupă și e mulțumită că a fost lăsată în pace. Așezat comod într-un fotoliu, tânărul ei musafir o privește fumând talene o țigară. Ce părere ai de mine? Nu-i așa că sunt o fată harnică? Ne, s-ar putea. Sună, cine poate fi? Hai, du-te în baie să nu te găsească cineva aici. Hai, du-te în baie. Baie? Bine. Cine e dumneata? Miss. Dar ce poftești? Miss. Sau poate ai greșit etajul? Răspunde odată, ce poftești? Vă rog, răspunde. Miss, vă rog, vă rog. Ei, ce dorești? Ia stai. Nu ești tu cel din tren? Te căutau agenții când am ajuns în gară. Ai reușit să fugi? Cum te-ai găsit adresa? Am căutat-o, miss. Am căutat-o peste tot. Lăsați-mă să intru. Nu, să nu intri. E cineva la mine. Hai, ce dorești? Vă rog, miss. E ce mă rogi? Ce vrei, bani? Nu, miss. Vă rog să-i spuneți că n-am făcut nimic. Cui să-i spun? Judecătorului. Vă rog să-i spuneți, miss. Vă rog din suflet. Nu o să-i spun nimic. Vă rog, miss. Ei, nu o să-i spun nimic. Am eu destule belele pe cap și singură. Altele nu mai trebuiesc. Hai, pleacă. Dar știți foarte bine că n-am făcut nimic. Ați fost de față. Ei, știu că n-ai făcut nimic, dar la judecător nu mă duc. Judecătorii și polițiștii îmi stau aici în gât. Mi-am părăsit nevasta și copiii. Am rătăcit toată noaptea de frică să nu mă prindă. Nu mai pot. De ce nu fugi din oraș? Aș fugi, dar mă pândesc prin gări. Cine? Albii. Care albii? Toți albii. N-ați ieșit astăzi din casă? Nu? Strada e plină de oameni, tineri și bătrâni, și își vorbesc fără să se cunoască. Mie și ce înseamnă asta? Înseamnă că nu mă rămâne altceva de făcut decât să mă zbat în capcană până mor în hăța. Când albii vorbesc între ei fără să se cunoască, înseamnă că pe negru îl pândește moartea. Spuneți-le că n-am făcut nimic, miss. Spune-i asta judecătorului, ziariștilor. Poate că o să tipărească asta la jurnal. Spuneți-le, miss. Spuneți-le, miss, vă rog, spuneți. Nu țipa, e cineva la mine. Cât despre jurnal să n-ai nicio nădejde. Nu e momentul să atrag atenția asupra mea. Dacă o să mă cheme ca martoră, îți făgăduiesc că o să le spun adevărul. Hai. O să le spuneți că n-am făcut nimic. Da, o să le spun. Îmi jurați asta. Da, și îi sprăvește odată. Ți-am făgăduit ce mai vrei. Hai, cară-te acum, hai, cară-te, spun. Ascundeți-mă undeva, miss, ce? Vă rog. Să te ascund? Da, miss, vă rog. Nu vreți. Nu. Să te ascund, asta mai lipsea. Hai, cară-te, haide, gata. Hai. Ei, gata, poți ieși. Ei, dar ce s-a întâmplat? Nimic. Credeam că e poliția. Poliția? Ai de-a face cu poliția? Eu? Credeam că tu. Ia, te rog, încă n-am șterpelit nimănui nimic. Și nici la comisariat n-ai fost niciodată? Ba da, dar nu pentru furturi. Acoperă-l. Pe cine să-l acopăr? Patul. Patul? Ți-am spus să acoperi patul. Duhănește, a păcat. A păcat? De unde ai mai scos și vorbele astea? Te pomenești că ai fi vreun pastor, a? Nu. De ce? Așa, pentru că ai vorbit ca din Biblie. A, nu, nu ești pastor. Ești prea dechisit ca să fii pastor. Ia, arată minelele. Bafdin. Oh, ia te uită, domnule.
Ești bogat? Da. Foarte bogat? Foarte. Cu atât mai bine. Hai, lasă-mă să te îmbrățișez, sărută-mă. Nu vrei? Nu-i nimic. Găsesc că unui bărbat îi stă foarte bine să fie bogat. E, acoperă pat. Bine, bine, o să-l acopăr. Duhneștea păcat. Ia te uită, domnule. Dar e păcatul tău, drăguțule. E, și al meu, nu zic nu. Numai că eu am atâtea pe suflet. Așa, gata. Haide, așeză aici pe pat lângă mine. Hai, hai. Cum ai spus? Că duhnește a păcat? Hai, nu te mai uita în jos. Ce, ți-e frică de mine? Ah, nu mă îmbrățișa de tare, mă doare. Am stres prea tare, lasă-mă. Par nu știu cum. Și arăți a om rău. Cum te cheamă? Nu vrei să-mi spui? Nu. Știi, mă simt prost că nu știu cum te cheamă. De obicei numele de familie mi se spune rar. Și-o înțeleg. Dar numele mic? Haide, hai spune-mi-l, dragul meu. Hai spune. E, nu! Bine, bine, bine. Atunci o să fii domnul fără nume, vrei? Mă rog. E, mai stai. Hai, mai stai. Mai stai să termin curățenia, vrei? Așa. Asta aici. Asta aici. Așa. Acum totul e în ordine, a? Scaunele în jurul mesei arată mai ca lumea. Nu cunoști un negustor de tablouri? Cum? Aș vrea să-mi pun niște tablouri pe pereți. Am unul în valiză, e foarte frumos. Se cheamă Ulciorul Sfărâmat. E pictat o fetișcană și săraca a spart un ulcior. E de un pictor francez. Care ulcior? Ah, păi nu știu. Bă, se vede că avea un ulcior și l-a spart. Aș vrea să-i fac rost de pereche. Un tablou cu vreo bunicuță. O bunicuță care împletește ciorapi sau care le istorisește nepoților povești. Ei, acum să ridic draperiile și să deschid fereastra. Ce frumos e! S-a făcut ziua de binele. Ce bine mă simt astăzi. Timpul e frumos. Am făcut și o baie bună, nu? Ai vino să vezi și tu ce priveliște frumoase de la fereastra mea. Ce de copaci! Spune și tu dacă n-am avut noroc. Din prima clipă mi-am găsit o cameră și încă în cartierul cel mai bun. De ce nu vii? Sau poate nu-ți iubești orașul? Îl iubesc de la fereastra casei mele. Ia spune-mi, dacă întâlnești un negru de dimineață, aduce nenorocire? De ce? Uite, colo, pe vizavi, a trecut unul pe trotuar. A întâlni un negru înseamnă întotdeauna nenorocire. Negrii sunt diavoli. Închide fereastra. Nu vrei să arisesc camera? Ți-am spus odată să închizi fereastra. Bine. Așa. Lasă și draperiile. Și acum... aprinde lumina. De ce? Din cauza negrilor? Proastu. E soare. Oh, nu-mi trebuie niciun fel de soare. Ce face? Vreau să rămână camera ta așa cum a fost azi noapte. Soare pot găsi și în altă parte. Dar ce s-a întâmplat? Nimic. Dă-mi cravata. E în baie, ți-o aduc în data. Uite cravata. Hai, lasă-mă să ți-o pun eu, da? Știi? Mi se întâmplă destul de rar să-mi aduc musafiri întâmplători. Hai, stai frumos, stai. Visul meu e să am un prieten care să mă viziteze, să zic așa, marțea, joia, sâmbăta spre duminică. Stai, ține capul bine. Îți spuneam asta pentru că, deși ești cam tânăr, ai totuși aerul unui om serios. Așa că, dacă o să vrei... Hai, bine, bine, nu o să-ți mai spun nimic. Hai, lasă-te, mai gândești tu. Așa. Acum ești frumos ca un soare. Sărută-mă. Sărută-mă pentru că ți-am pus cravata. Nu vrei să mă săruți? Numai atât.
Ești un diavol. Ce spui? Că ești un diavol. Iar vorbești ca din Biblie. Ce-i cu tine? Nimic, glumeam. Ai un fel foarte ciudat de a glumi. Foarte. Cât îți datorez? Ți-am cerut bani? Astă noapte mă îmbrățișai atât de tare, atât de puternic. Și pe urmă mi-ai șoptit încetişor, încet de tot, că mă iubești. A, erai beat. Ba nu, eram beată deloc. Dacă îți spun eu că erai. Iar eu îți spun că nu. În orice caz, eu eram foarte beat și nu mai amintesc de nimic. În general, nici nu e bine să-ți amintești ziua de ceea ce se petrece noaptea. Și ce te faci dacă mie îmi place să-mi amintesc, a? Cum? Zici că-ți place? Mm-hmm. A, ce mult vă place vouă întotdeauna să-i încurcați pe bărbat. Nu-mi amintesc de nicio noapte. Țin minte că am fost la dancing și atâta tot. De rest poți să-ți amintești tu singur. Ah, ce faci? Te strâng de gât. Ah, mă doare! Nu-ți fie frică. Dacă te-aș fi strâns ceva mai tare, atunci să știi că n-ar mai fi rămas nimeni care să-și amintească de noaptea care a trecut. Cât vrei? Nimic. Dacă ai uitat totul, înseamnă că nu-mi datorezi nimic. Lasă prostiile, spune-mi cât. Ascultă-mă, am sosit aici abia ieri și tu ești primul meu musafir. E primului, n-o să iau nimic. Asta o să-mi poarte noroc. Nu-mi trebuiesc darurile tale. Uite, ți-i pun pe masă. Dar nu-mi trebuiesc gologanii tăi. Dar sunt curioasă să știu la cât mă prețuiești. Hai, lasă-mă să ghicesc ochii închiși, vrei? Da, 40 de dolari? Nu, e cam mult și în afară de asta ar fi trebuit să fie două hârtii. 20 de dolari? Nu, nici acum n-am ghicit. Vă să zic că e mai mult de 40 de dolari? Da? 50? 100? Dacă nu-mi spui, uite, deschid ochii. Cum? N-ai greșit cumva? Nu cred. Bine, da. Știi cât mi-ai dat? Da. Ia-ți-i. Ia-i numai decât 10 dolari. 10 dolari, porcule! Cum? De unde te-ai găsit tu atât de deștept? Se vede că maică ta trebuie să fi fost vreo târfă ordinară dacă nu te-a învățat să respecti femeile. Termină! Ba nu o să termin deloc. O târfă ordinară. Nu te sfătuiesc, puicuță, să nu mai vorbești despre mame cu băieții de pe aici. Asta dacă nu vrei să te pomeniți strânsă de beregată. Haide, strânge-mă de beregată, încearcă. Hai încet, măi, încet. N-ați încă 10 dolari și încetează. Dacă nu vrei să te bag la prânaie. Tu să mă bași pe mine la pârnaie? Eu! Tu? Eu! Interesant! Sunt fiul lui clerc! Care clerc? Senator! Nu mai spune! Și eu sunt fiica lui MacArthur! Ai văzut vreodată în ziare fotografia lui clerc? Am văzut-o și ce-i cu asta? Uite-l! Uite-l aici în fotografie! Și ăsta de lângă el sunt eu! Ia te uita! Zii! E adevărat? Ia. Frumos bărbat m-a ieșit taică. Stai, nu pune mâna pe fotografie. Ce figură onorabilă are. Trebuie să fie un om tare drept. Și asta e grădina voastră? Mhm. Frumoasă grădină. Și fetițele astea din fotolii cine-s? Surioarele tale? Da. Și casa asta de pe deal e a ta? Acum da. Dimineața după ce ți-ai gustarea, te uiți pe fereastră și vezi tot orașul. Nu-i așa? Da. La masă sau la ceai, cum vă cheamă? Cu clopoțelul? Da? De ce nu-mi răspunzi? Sună gongul. Sună gongul? Nu te înțeleg deloc. Dacă aș avea o familie ca asta și o casă ca a ta, n-aș dormi în altă parte nici dacă mi s-ar plăti. Iartă-mă. Iartă-mă dacă am spus ceva urât despre mama ta. Ai văzut și tu că eram enervată.
E și ea în fotografie. Ți-am interzis să vorbești despre ea. Bine, 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 nu o să mai vorbesc. Pot să spun o întrebare? Ara. Dacă dragostea te dezgustă atât de mult, de ce ai mai venit la mine? Oh. Eh, ce să-i fac? Acum, dacă am ajuns în orașul ăsta, n-am ce-i face. Trebuie să mă obișnuiesc cu toate ciudățenile voastre. Ești din nord? Da. Din New York? De ce te interesează? Îmi vorbea adineaur despre New York. Oricine poate să vorbească despre New York. Asta nu înseamnă nimic. De ce ai plecat de acolo? De plictiseală. Neplăceri? Poate. Pe tine a vrut să te violeze negru. Cum? N-ai venit ieri cu rapidul de 6? Ba da. Atunci tu ești aceea. N-a încercat nimeni să mă violeze. Să mă violeze pe mine. Vorbești prost. Tu ești precis. Mi-a spus Webster aseară la dancing. Webster? Atunci de aceea... Ce? Acum înțeleg de ce străluceau ochii. Asta te-a prins. Ce ticălos ești. Să ai un tată ca ăsta. Nu o fi proastă. Păi dacă aș fi știut că s-a apropiat vreun negru de tine... Ce-ar fi pus? Am acasă 5 servitori negri. Când sunt chemat la telefon și vreunul dintre ei ridică receptorul, trebuie să-l șteargă bine înainte de a-mi-l da mie. Îmi închipui. Noi pe aici nu-i prea iubim pe negri. Și nici pe femeile albe care se încurcă cu ei. Hai să lăsăm asta, n-am nimic cu negri. Și recunosc că nu mi-ar face nicio plăcere ca vreunul dintre ei să pună mâna pe mine. Cine știe? Tu ești un diavol. Și negri sunt diavoli. Și zi așa. A încercat să se dea la tine. Ce te interesează? Știu cum s-au petrecut lucrurile. Doi negri au pătruns în compartimentul tău și s-au năpustit asupra ta. Tu ai început să strigi după ajutor și albi au sărit să te salveze. Unul dintre negri a scos un brici. Atunci un alb l-a dobărât cu un glonte. Celălalt negru a reușit să fugă. Cine ți-a spus toate astea? Webster? Da. De unde știe el? Tot orașul vorbește. Tot orașul? Asta mai lipsea. Se vede că altă treabă n-aveți. Vei fi chemată în fața judecătorului. Ce o să-i spui? Ce te privește, ce o să-i spui? Răspunde. Nu mă duc în fața judecătorului, nu pot să-i sufăr. O să te duci dacă o să te chem. Ba, n-o să mă duc deloc. Nu vreau să am de-a face nici cu judecătorii, nici cu poliția. Dacă nu o să te duci tu, o să vină ei la tine. Da, și o să le spun totul așa cum s-a petrecut. Îți dai seama ce vrei să faci? Păi nu înțeleg. Vrei să depui mărturie în favoarea unui negru contra unui alb? Păi dacă albul e de vină? N-are nicio vină. Dacă a omorât, înseamnă că e vinovat. Vinovat de ce? De crimă. Crimă pentru că a omorât un negru? Și ce dacă era negru? Asta e bună. Dacă e să cauți pe vinovat ori de câte ori e asasinat un negru... N-avea dreptul să o facă. Cine n-avea dreptul? Tu ești aceea care n-ai dreptul. De e vinovat sau nu, tu n-ai dreptul să purăști un om de aceeași rasă cu tine. N-am de gând să purăsc pe nimeni. Dacă o să mă întrebi, o să le spun pur și simplu adevărul. Ce între tine și negrul ăsta? De ce l-aperi? Habar n-am ce... Atunci de ce o faci? Pentru că vreau să spun adevărul. Adevărul? Ha! O târfă taxată la $10 vrea să spun adevărul. Nu există adevăr. Există numai albi și negri. Atât și nimic mai mult. 17.000 de albi și 20.000 de negri. Aici nu suntem la New York și nu ne arde de glume din astea. Teddy e vărul meu. Cine? Teddy. Cel care l-a omorât pe negru. E vărul meu. Aha. Azi așa stau lucrurile. Da. Și e un om cum se cade. Pentru tine e greu să înțelegi lucrul ăsta. Aha. Dar e un băiat foarte cum se cade. Foarte cum se cade. Care nu m-a lăsat o clipă în pace și ținea morțiș să-mi ridice fustele. Asta mai zic și eu, băiat cum se cade. Nu mă miră că sunteți din aceeași familie. Canalie. A vrut să-ți ridice fustele. A curățat un negru. Auzi, mare crimă. Toate astea nu fac doi bani. Important e că e alb, înțelegi? Alb! Și cu toate astea, negru n-a făcut nimic. Un negru trebuie să fi făcut întotdeauna ceva. Nu o să arunc niciodată un om nevinovat în gura lui. Dacă nu o să arunci negru, o să trebuiască atunci să-l arunci pe Teddy. Pe unul dintre ei tot o să trebuiască să-l arunci. Alege! Pe care dintre ei? Zău, dacă știu. Cât vrei? Eu? Nu vreau nimic. $500 500? Nu-mi trebuie niciun cent. Ți-ar trebui cam multe nopți să poți aduna $500. Da, da, mai ales când am de-a face cu un zgârie brânză ca tine. De asta m-ai agățat aseară. Da, de asta. De ce ți-ai zis tu? Mă duc cu fetișcana asta acasă la ea și ne-o înțelege noi, a?
Îmi pupai mâinile, dar erai rece ca un sloi de gheață. Gândeai cum să mă îndupleci. Și dacă ai venit la mine numai pentru combinația asta, de ce ai mai rămas până dimineață? Ai putea să-mi spui, puișorule, de ce ai rămas? De ce ai rămas, ticălosule? Hai să mă ia dracu dacă știu. Ticălosule, ticălosule, ticălosule. 500 de dolari. Și nu te mai sclifosi pentru numele lui Dumnezeu. E, hai. Haide, Liz. Liz. Fii fată înțelegătoare. 500 de dolari. Nu, nu sunt înțelegătoare. Nu-mi trebuiesc cei 500 de dolari ai tăi. Și nici mărturie mincinoasă nu vreau să fac. Vreau să mă întorc la New York. Vreau să plec de aici. Cine o fi? Taci. N-o să deschid. Liniște. Deschide! Poliția! Nu mi-a fost dat să scap. Ascunde-te, ascunde-te. Poliția! Ascunde-te repede, te rog. Treci în baie. Hai, ascunde-te, n-auzi. Hai, nu. Haide, nu. Ascunde-te, te Freddy. Rog. Freddy, ești aici? Răspunde, ești aici, Freddy? Aici! Ah. Așadar ăsta ți-a fost planul. E, dacă nu deschizi tu, o să deschid eu. Poliția, tu ești Lizzie McKay? Așadar ăsta ți-a fost planul. Răspunde când te întreb. Cum? Da, eu sunt. Actele. Cu ce drept mă interogați? De ce ați venit aici? Poftim. O insignă ca asta își poate pune oricine. Sunteți prietenii dumnealui și v-ați înțeles să mă șantajați. Atunci uite aici legitimația. Știi ce e asta? Și dânsul? Arată-i legitimația, James. Poftim. Da. Bine. Poftim. Poftim actele mele. Da. Da. Dânsul, ce caut aici? L-ai adus la tine aseară. Știai că prostituția e interzisă. Sunteți sigur că aveți dreptul să intrați în casele oamenilor fără un mandat? Nu v-ați gândit că ați putea avea neplăceri din cauza mea? Lasă, nu te mai îngriji atâta de noi. Te-am întrebat dacă l-ai adus sau nu la tine. Nu mai pune întrebări prostești. Se înțelege că l-am adus. Numai că am făcut-o așa pentru ochii lui frumoși. Acum ești mulțumit, da? O să găsiți pe masă două hârtii de 10 dolari. Sunt de la mine. Dovedește! Le-am ridicat ieri de la bancă împreună cu alte 28 de hârtii cu aceea serie. Puteți controla și dumneavoastră. Am refuzat să-i primesc! I-am refuzat banii lui murdari și i-am aruncat în nas! Dacă i-ai refuzat, atunci de ce se găsesc pe masa dumneitare? Acum am dat de dracu. Zi, ăsta ți-a fost planul. Bine. E, și acum? Ce poftiți de la mine? Stai jos. Ai vorbit cu ea, Mr. Freddy? Da. Ți-am spus odată să stai jos! Judecătorul e gata să le libereze pe Teddy dacă are la mână mărturia ta scrisă. Am scris-o noi pentru tine, așa că nu se rămâne decât să-i scălești. Știi să citești? Uite, citește și scălește aici. E o minciună. E o minciună de la un cap la altul. Da, se poate. Și mai departe? Nu semnez! Ridicați-o! Asta înseamnă 18 luni, puicuțo. 18 luni? Nu-i nimic! Dar și când ai scăpa, atunci ferește-te! Nu mai scap tu viu din ghearele mele. Asta rămâne de văzut. Să întrebați New York-ul. Cred că are unele încurcături și pe acolo. Ești un ticălos! N-aș fi crezut niciodată că un bărbat poate fi în halul ăsta de ticălos. Haide, hotărăște-te repede. Ori scălești, ori vii cu noi. Prefer să viu cu voi.
Nu vreau să mint. Nu vrei să minți, stârfo? Dar toată noaptea ce ai făcut? Când îmi spuneai, dragule, iubitule, atunci nu minței? Nici atunci nu minței când îmi spuneai că mă iubești cu adevărat? Nici atunci? Asta ți-ar fi convenit, nu-i așa? E bine, nu, n-am mințit. N-ai mințit? Haide, haide, haide să-i sprevim o dată. Ține tocul, iscălește aici. Poți să ți-l pui la loc în buzunar. Asta-i bună. Soarta celui mai bun dintre băieții din orașul ăsta atârnă de capriciile unei târfe ca asta. Privește, privește-l. Uite aici la fotografia asta. Că doar ai văzut destui bărbați în faimoasa ta carieră. Era vreunul ca el? Uită-te numai la fruntea asta, la bărbia asta, la decorațiile de pe pieptul lui. No, nu-ți întoarce privirile. E victima ta. Îl vezi ce tânărie? Ce mândru, ce frumos! Gândește-te că peste 10 ani, când o să iasă din pușcărie, o să arate ca un moșneag încovoiat, chel și fără dinți. Și atunci o să fii satisfăcută. Va fi opera ta. Până acum te mulțumeai doar să cotrobăiești prin buzunare. De data asta l-ai ales pe cel mai bun dintre băieți ca să-i furi viața. Taci! În genunchi, târfo! Stai în genunchi în fața fotografiei aceluia pe care vrei să-l dezonorezi. Cât ai de gând să ne mai fierb? Iscărește! Auzi? Iscărește! Cum iscărești? E imposibil să scoatem ceva de la ea, Mr. Clark. Și doar am avut de-a face până acum cu fel de fel de caracter. Una ca asta încă nu mi-a fost dat să văd. Hai, îmbracă-te și ieși. Târtu! Hai, haide! Mișcă! Mișcă! Hai! La început, Lizzie a crezut că va fi dusă din nou în fața șerifului. Dar lucrurile s-au petrecut altfel. Mașina poliției parcurge cu viteză mai multe străzi. Străbate o alee lungă și se oprește în fața unei clădiri somptoase. Un agent o lămurește pe Lizzie că-i casa senatorului Clark. În biroul său, sobru mobilat, senatorul vorbește la telefon cu judecătorul Holgrin. Nu, 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 nu-mi vorbi pe tonul ăsta, Holgrin, că nu suntem la tribunal. Ajută-mă mai bine și dă-mi un sfat. Suntem înainte de alegeri și nepotul meu a omorât un negru, asta e situația. Ești. Bagă de seamă că în afacerea asta nu sunt amestecate numai interese familiare. Sunt destul de bătrân, Holgrin, și nu țin cu tot din adinsul să fiu reales. Dar trebuie, trebuie, înțelege, să fiu reales. Nu e vorba de mine. Nu. Dacă vom fi bătuți în alegeri, numai Dumnezeu știe ce se va alege de noi. Da, da, eu te înțeleg foarte bine că fără semnătura ei ești legat de mâini. Doamne Dumnezeule, dar o să semneze în cele din urmă. Dar nici vorbă că o să semneze. Mister... Da, ce este, Nelson? Au sosit. Da? Bine, bine. Alo, scuze-mă, Holgrin, sunt chemat într-o chestiune urgentă. Te chem eu ceva mai târziu, da? Nelson, spune-le să intre. Da, mister. Poftiți. Lasă-mă! Lăsați-o. Dumnealui e senatorul Clark. Hello. Hello. Așadar, dânsa e fata. N-aș putea spune că nu e simpatică. Nu vrea să știe de nimic. Și are perfectă dreptate. Ați adus-o aici împotriva voinții ei și o silit să vorbească împotriva conștiinței ei. Ia spune-mi, copila mea, a atentat negru la tine? Nu. Ia, uite-te în ochii mei. Perfect.
Totul e clar. Sunt încredințat că numite și dumneavoastră o bruscați. Nu permit în casa mea o astfel de comportare. Puteți pleca. Miss, nu găsesc cuvinte de scuză. Nu e la mijloc decât o tristă neînțelegere. Biata Mary. Dar cine-i Mary? Mary? Da. Sora mea. Mama nefericitului ăsta de Teddy. Biata bătrânică. Nu cred că o să supraviețuiască. Domnule senator. Da, copila mea, spune ce este. Regret foarte mult. Ce ai de regretat dacă ai spus adevărul? Regret că ăsta e adevărul. Ei, ce să-i faci? Ce să-i faci? Nimeni nu-ți cere să depui mărturie falsă. Lasă, lasă, nu te mai gândi la ea. La cine? La sora mea. Pentru că la ea te gândești acum, nu-i așa? Da. Nu, da. Te înțeleg. Te înțeleg foarte bine, copila mea. Dacă vrei, poți să spun și ce gândeai. Vrei? Da. Dacă aș fi semnat, senatorul s-ar duce la dânsa și i-ar spune: Lizzy McKay este o fată de suflet și ea îți redă fiul. Și atunci Mary, zâmbind printre lacrimi, ar răspunde: Lizzy McKay, n-o să uit niciodată numele ăsta. Și iată că eu, Lizzy, o fată orfană pe care destinul a zvârlit-o în afara societății, o să știu că există pe lume o bătrânică cu suflet bun care se va gândi la mine. Că există în America o mamă care mă păstrează în generoasa ei. Ei, biata mea, Lizzy, nu-ți mai frământa gândurile, lasă. E căruntă? Căruntă, căruntă, da, chipul i-a rămas foarte tânăr. Și dacă ai vedea-o cum zâmbește. Ei, da, n-o să mai zâmbească niciodată. Mâine ai să-i spui judecătorului adevărul și... Fatala, plecați? Da, mă duc la dânsă. Vreau să-i aduc la cunoștință convorbirea noastră. Mă așteaptă, sărătăță. Dumnezeule, vă așteaptă? Da. Și o să-i spuneți că refuz să semnez, nu? Biata mea, copil. Ce mult mă va urâ. Da. N-aș vrea să fiu deloc în locul tău. Aproape că îmi pare rău că negru nu m-a siluit cu adevărat. Ce bună ești. Dumneavoastră v-ar fi adus atâta bucurie, în timp ce mie mi-ar fi fost aproape indiferent. Da, da, sigur. Eu îți mulțumesc. Iar aș vrea să mai stau de vorbă cu tine, Lizzy, că dacă ești atât de bună, să mai aștepți o clipă. Da, desigur că da. Îți mulțumesc mult, copila mea. Foarte mult. Senatorul iese. Lizzy rămâne pradă gândurilor. Se așează pe marginea fotolului din fața căminului. Pe nesimțite, Nelson, servitorul negru, împinge lângă ea o măsuță pe care se află pregătit un serviciu de cafea. Lizzy tresare, apoi mulțumește cu un gest. Fără zgomot, servitorul dispare. Lizzy nu îndrăznește să atingă de bunătățele aduse, dar se hotărăște. Bea cafeaua. Își aprinde o țigaretă. Apoi deschide un album mare, probabil al familiei, aflat alături și îl răsfoiește. Senatorul se apropie înceteșor de ea. Te-am făcut să aștepți mult, copila mea. Nu, șezi, te rog. Ce este? Da. Făceai cunoștință cu familia noastră. Da. Drăguță. Ia privește fotografia asta. Da. E tatăl meu. Tatăl. A fost comandantul detașamentului de salvare din San Francisco. Da. În timpul unui mare incendiu,
a salvat 22 de oameni. Și el a fost senator. Ăștia sunt Fred și Teddy. Drăguți. Când abia împliniseră un an, știi? Aici sunt tot ei la 3 ani. Da. Aici la 13 ani. Aici la 15. Ăsta e Freddy în uniformă de locotenent. Iar ăsta la altie Teddy în uniformă de capitan. E capitan? Oh, Teddy a fost întotdeauna mai talentat ca Freddy. El a fost mereu frunte. De ce spuneți a fost, doar n-a murit? Cred că ar fi fost mai bine pentru el dacă murea. Soara mea Mary a crescut pe amândoi, știi? Biata Mary, biata Mary. Domnule senator. Da, spune copila mea. Aș vrea atât de mult să vă ajut. Știu, dar adevărul rămâne adevăr. Asta așa e. Și adevărul e că negrul n-a atentat la tine. Așa e? Sigur că da. Deși adevărul ăsta pare adevăr numai la primă vedere. Cum adică la primă vedere? Adică vreau să spun că este adevăr numai într-un sens elementar. Elementar? Cum, nu este adevărul adevărat? Nu, eu nu asta am vrut să spun. Adevărul ăsta e, sigur, se înțelege, sigur. Dar, vezi, numai că adevărul ăsta este și el de mai multe feluri. Cu alte cuvinte, dumneavoastră credeți totuși că negru m-a violat? Nu. Dintr-un anumit punct de vedere, nu. Ascultă, Lizzie. Da. Sunt un bătrân care am trecut prin multe. Da. Și am greșit adeseori. În ultimul timp, însă, am greșit ceva mai rar. E bine, în ceea ce privește toată povestea asta, eu mi-am format părerea mea care, cum să spun eu, se deosebește oarecum de a ta. Și care e părerea dumneavoastră? E, păi cum să-ți explic eu, vezi tu? Da. Am să încerc așa. Lizzie. Da. Ia uite-te la bustul ăsta. Da. Îl vezi? E Washington. Oh, Washington. Da. E bine, închipuiește-ți că Washington trăiește. Și că a venit la tine să stea de vorbă. Da. E bine, ce crezi tu că ți-ar spune el? Cred că n-ar avea mare lucru să-mi spună. Tu știi că ar avea foarte multe să-ți spună. Și ți-ar vorbi cam așa. Lizzie McKay, ți-a fost dat să alegi între doi fii ai Americii. Unul dintre ei trebuie să piară. Ce-ar trebui să faci într-un asemenea caz? Să-l salvezi pe cel mai bun dintre ei. Așadar, să vedem care dintre ei este mai bun. Vrei? Sigur că da. Iertați-mă, domnule senator. Am crezut că îmi vorbiți chiar dumneavoastră. Nu, că eu vorbesc în numele Washington. Astea. Da, da. Aici e. Da. Sigur. Lizzie, ce reprezintă acest negru pe care îl ocrotești? E fructul unei întâlniri întâmplătoare. Șomează, își face de cap, umbla iurea fredonând și poartă cravate de culori țipătoare. Oare duce el o viață demnă de un bărbat? Societatea nu pierde nimic dacă el o să dispară. Celălalt, Teddy, se deosebește fundamental de primul. Într-adevăr, el a omorât un negru și asta e foarte trist. Dar Lizzie, el îmi este mie necesar. El e un american pur sânge, aparține uneia dintre cele mai vechi familii ale noastre, a terminat universitatea, e ofițer și mie îmi trebuiesc ofițerii.
În uzinele lui muncesc 2000 de lucrători. Dacă el va muri, acești 2000 de muncitori rămân șomeri. E un conducător, un pilon al societății, un pilon împotriva comunismului, împotriva evreilor. El trebuie să trăiască și tu ești datoare să-i ocrotești viața. Asta am vrut să spun și acum alege. Oh, ce frumos știți să vorbiți. Hai, alege, dragă Lizy. Cum? Ah, da, m-ați zăpăcit așa de rău. Nici nu mai știu pe ce lume mă aflu. Ia, uite-te la mine, Lizy. Da. Ai încredere în mine? Da, domnule senator. E, crezi că voi putea să te îndemn să săvârșești o faptă rea? Nu, domnule senator. Atunci trebuie să semnezi. Poftim stiloul. Credeți că ea va fi mulțumită de mine? Ea? Care e ea? Sora dumneavoastră. Aha, da. E, da, te va iubi de la distanță ca pe propria ei fică. Și credeți că îmi va trimite flori? Da, s-ar putea. Sau fotografie cu autograf? Da, tot ce se poate. Am să o pun în perete. Va să zic că așa stau lucrurile. Da. Și dacă o să semnez negrului, ce o să-i faceți? Negru? Negru? No, păi nu te mai gândi la el, copila mea. Dacă semnezi întreg orașul, te va adora, copila mea. Toate mamele din orașul bine, nostru. Crezi tu că un oraș întreg se poate înșela? Un oraș întreg cu toți pastorii, cu toți doctorii și avocații care trăiesc în el, cu toți artiștii, cu primarul și ajutorul lui, cu toate societățile de binefacere. Crezi tu că s-ar putea întâmpla una ca asta? Nu? E, atunci trebuie să semnezi. Trebuie. Da. Da. Poftim. Da, mulțumesc. Așa? Lizy Met. Așa. Îți mulțumesc, Lizy, în numele sorii și nepotului meu, în numele celor 17.000 de albi din orașul nostru, în numele națiunii americane pe care o reprezint aici. Vino să te sărut, copilul meu. Nelson. Da, mister. Nelson, condou-o pe Miss. Da, mister. La revedere, Lizy Marker. La revedere. La revedere, la revedere. La revedere, domnule. Poftiți. A semnat. Hârtia asta trebuie păstrată foarte bine. Am condus-o, mister. Bine, Nelson. Bine. Nelson. Bătrânul meu negru, Nelson. Să nu ieși din casă astă seară, că s-ar putea să ai neplăceri, dragul meu. Vestea că o tânără albă atacată în tren de un negru a fost salvată de Teddy, nepotul senatorului, s-a răspândit ca fulgerul în tot orașul. Primii care s-au năpustit să exploateze faptul în favoarea lor sunt ziariștii din localitate. Unul dintre ei a pătruns cu microfonul în camera Lizy, grăbindu-se să fie primul care o va prezenta publicului. Dragi ascultători, suntem aici în fața dumneavoastră pentru a-i lua un interviu tinerei și celebrei cântărețe Lizy McKay. Zguduitoarele ei peripeții au atras de partea ei sentimentele de compătimire ale tuturor cetățenilor noștri. Vă prezentăm pe Lizy McKay. Ea a consimțit cu plăcere să rostească câteva cuvinte în fața microfonului nostru. Și acum, iată-o pe Lizy McKay. Poftiți, poftiți, domnișoară. Ascultătorii noștri sunt nerăbdători să vă audă glasul. Înțelegem cu toții emoția dumneavoastră, domnișoară Lizy, și vă compătimim. Doriți să vă ușurez sarcina punându-vă câteva întrebări? Da, perfect. Atunci o să încep eu.
Ce ați preconizat să faceți în orașul nostru? Am fost invitată la barul Bluebell. Perfect. Și apoi? Domnule senator! Domnule senator! Rupeți hârtia aceea, domnule senator! Ce faci? Toată eu minciună! Ce faci? Ce faci? Închideți repede microfonul! Senatorul Clerc nu va rupe cu niciun preț hârtia care îl transformă pe nepotul său din criminal în erou. Odată cu căderea serii, în oraș a început prigoana împotriva negrilor. A organizat o Fred, fiul senatorului, pentru a pedepsi pe negrul care a îndrăznit să atenteze împotriva unei femei albe. Nimic nu poate stăvili furia provocată de această minciună. În semi-obscuritatea camerei ei, Lizzie e culcată de curmezișul patului. Privește țintă în tavan. O mustră conștiința, însă e prea târziu. Hello, hello. Domnule senator, da, intrați, intrați. Ce mai poftiți de la mine? Teddy e în brațele mamei sale. Am venit să-ți mulțumesc în numele lor. E fericit? E foarte, foarte fericit. A plâns? Păi, de ce să plângă? E o fire foarte tare. Mie mi-ați spus că o să plângă. Era un fel de a vorbi, știi? Nu-i așa că nici nu se aștepta ca fiul ei să scape. Credea că sunt o femeie rea și că o să depun în favoarea negrului. Nu-i așa? Nu și-a pierdut niciodată încrederea în Dumnezeu, dragă. Ce crede ea despre mine? Îți este recunoscătoare, știi? N-a întrebat cum arăt? Nu, de ce să întrebe? Nu. Mă crede o fată cinstită? Găsește că ți-ai făcut datoria. Aha, da. Și e sigură că vei avea întotdeauna aceeași comportare. Da, da. Da, sigur. Lizzie, uite-te în ochii mei. Nu e așa că îți vei face întotdeauna datorie? Nu e așa că nu vei dezamăgi? Nici o grijă. Ce am spus, nu o să mai pot întoarce. Bravo. M-ar trimite la plimbare. Bravo. Dar ce zbieretele astea pe străzi? Nu am nimic, așa o trăbă. Nu le mai pot suporta. Domnule senator. Da, copila mea, spune-te. Sunteți încredințat că n-am greșit? Sunteți sigur că am procedat așa cum trebuie? Pe deplin încredințat, copila. Eu nu pot să-mi dau seama deloc. Dumneavoastră m-ați încurcat în vorbe și... și eu nu sunt obișnuită să judec așa de repede ca dumneavoastră. Cât e ceasul? 11. 11? Da. Mai sunt 8 ceasuri până dimineață. Și presimt că n-o să pot închide ochii. Și pe aici noaptea e la fel de năbușitor ca și ziua. Și negrul? Care e negru? Ăla cu pricina? Nu, îl caută. Și ce o să-i facă? Dar ce sunt urletele astea? Veniți, veniți să vedeți și dumneavoastră. Oameni cu felinare și cu câini. O retragere cu toții sau... spuneți-mi, spuneți-mi ce e asta, domnule senator, vă rog. Spuneți-mi ce e asta. Nu, nimica, nimica, dragă. Lizzie, dragă, uite, sora mea m-a însărcinat să-ți transmit plicul acesta. Mie? Da. Mi-a scris mie? Bani? Credeam că a scris ceva. $100? Puteți fi mulțumit, domnule senator. Fiul dumneavoastră mi-a promis 500. Ați făcut o economie bunicică. Copila mea, transmiteți-i mulțumiri sorei dumneavoastră. Spuneți-i că aș fi preferat o vază de porțelan sau o pereche de ciorap nylon. În orice caz, ceva care ar fi dovedit că s-a gândit la mine. Nu era vorba decât de o atenție. Dumneavoastră, ce credeți? Bine m-ați mai tras pe sfoară. Lizzie, dragă, văd că treci printr-o criză morală.
Copila mea, vrei să vorbim sincer? Eu cred că ai avea nevoie de sprijinul meu. La urma urmei, ceea ce îmi trebuie mie sunt bani. Și în privința asta cred că o să ne înțelegem noi doi. Până acum îi preferam pe bătrân din cauza aspectului lor respectabil. Lizzie. Acum încep să-mi dau seama că sunt mai ticăloși. Ticăloși? Vai de mine, dacă te-ar auzi colegii mei. Dar ce spontaneitate delicioasă, știi? Ai ceva care n-a fost alterat de felul dumitale de viață, știi? Dar ai ceva, cum să-ți spun eu, e ca să... Nu, eu o să plec. Nu e nevoie să te deranjezi. Stai pe loc. O să mai vină. $100. Nu-mi trebuie banii voștri murdari. Nis. Știam că o să vii aici. Eram sigură. Cum te-ai ajuns în baie? Pe fereastră. Am urcat pe scara de incendiu. Ce vrei? Să mă ascundeți. Ți-am spus nu. Îi auziți, Miss? Da. E vânătoarea care a început. Ce fel de vânătoare? Vânătoare de negri. Ah, ești sigur că nu te-a văzut nimeni când te-ai cățărat? Sunt sigur, Miss. Și dacă te prind, ce-ți vor face? Benzină. Nu înțeleg. Benzină, Miss. O să toarne benzină peste mine și o să-mi dea foc. Șezi. Asta mai lipsea. Să vii și tu pe capul meu. Să se termine povestea asta. Tu înțelegi ce-ți spun? Mi-e scârbă de toate poveștile astea. Mi-e scârbă. Ei cred că am vrut să vă fac rău. Ei și? N-au să vină să mă caute aici. Știi de ce vor să te prindă? Ei cred că am vrut să vă fac rău. Știi cine le-a spus asta? Nu. Eu le-am spus. Ei, ce spui de asta? De ce ați făcut-o, Miss? De ce ați făcut-o? Mă întreb și eu. N-o să le fie milă de mine. Mă vor plesni peste ochi. Vor turna peste mine benzină și îmi vor da foc. De ce ați spus asta? Nu v-am făcut niciun rău. Ba da, mi-ai făcut. Nici nu poți să-ți închipui cât rău mi-ai făcut. Nu-ți vine să mă gâtui. De cele mai multe ori ei silesc pe oameni să spună ceea ce ei nici nu gândesc. Da, de cele mai multe ori. Și atunci când nu reușesc cu forța, le zăpăcesc mințile cu fel de fel de palavre. Ce mai stai? Nu vrei? Nu vrei să mă strângi de gât? Ești un om bun. O să te ascund aici până mâine. Nu te apropia de mine, nu-mi plac negrii. Sunt pe aproape. Ce văd? Sunt pe aproape. S-a isprăvit cu noi. Ce fac? Au pus oameni de pază la capetele străzii și cotrobăiți prin toate casele. A trebuit să vii neapărat aici. Sigur că te-a văzut cineva când ai luat-o pe strada asta. Vin încoace. Acum să știi că s-a terminat cu noi. Cât sunt? 5 sau 6. Ceilalți așteaptă la răscruce. Nu mai tremura, n-auzi? Nu mai tremura pentru numele lui Dumnezeu. A trebuit neapărat să vii aici. Hai, rămâi. Dacă faci un singur pas dincolo de ușă, ești pierdut. O să fug pe acoperiș. Și o noapte cu lună ca asta. Stai, să așteptăm. Până să ajungă la noi, mai au descotocit 2 sau 3 apartamente. Ascultă. Da. Ai revolver? Hai, nu. Bine. Atunci să-l caut pe al meu. Ce aveți de gând, Miss? Ce aveți de gând? O să le deschid ușa și o să-i poftesc să intre. Cum? Toată viața mi-a umpuiat capul cu fel de fel de vorbe despre mame cărunte, eroi de război și națiune americană. Acum însă am aflat cine sunt. De data asta n-o să le mai meargă. O să le deschid ușa și o să le spun. E aici. E aici, dar n-a făcut nimic. Mărturia pe care am depus-o e mincinoasă. Mi-a fost mulsă pe căi necinstite. Pe Dumnezeu că n-a făcut nimic, vă jur. N-au să vă creadă, Miss. Tot ce se poate. Da, s-ar putea să nu mă creadă. Atunci îndrepți revolverul spre ei. Și dacă nu se cară, tragi în ei. Au să vină alții în loc, Miss. O să tragi mai departe. Și dacă o să-l vezi printre ei pe fiul senatorului Clerc, fii atent și ochește bine.
Ăsta le-a învârtit pe toate. Suntem prinși în capcană, nu-i așa? E ultima mea aventură, pentru că, fii sigur, dacă te găsesc la mine, nu mai fac doi bani. Ia revolverul. Nu. Ia-l. Nu. Hai, de ce mai stai? Ia-l când îți spun. Nu pot. Ce-ai spus? Nu pot să trag în alb. Nu mai spune. Crezi că ei ar sta la îndoială, nu? Dar ei sunt albi, miss. Și ce dacă sunt albi? Numai pentru că sunt albi au dreptul să te înjunghe ca pe un porc. Sunt albi, miss. O, hârpă! Văd că semeni cu mine. Ești la fel de bleg. De ce nu trageți dumneavoastră, miss? Ți-am spus odată. Ți-am spus că sunt o bleagă. Taci! Vine cineva pe scară. Ei sunt... Ascultă, du-te-n baie. Hai, du-te-n baie și stai acolo. Să nu te miști. Nici să nu răsufli. Haide! Ce doriți dumneavoastră? Căutăm un negru. Un negru? Care negru? E acela care a violat în tren o femeie albă și apoi l-a rănit cu briciu pe nepotul senatorului. Doamne, doamne, păi la mine îl căutați? Nu mă recunoașteți? Ba da, v-am văzut alaltă când a coborât din tren. Exact! Femeia pe care a violat-o negru în tren sunt chiar eu. Păi dacă ar îndrăzni să mai vină la mine, am cu ce să-l curăț. Nu v-ar face plăcere să vedeți când îl spânzurăm, a? După ce îl prindeți, să treceți pe la mine să mă luați. Cât de curând, bombonică. E pe undeva pe aici. Se ascunde pe strada asta. Haideți voi să-l căutăm undeva. Succes! Haide, poți ieși. Vă mulțumesc, miss. Ți-am spus să nu te apropii de mine. Teribil tip trebuie să fii, că fuge tot orașul după tine. Dar n-am făcut nimic, miss, o știți prea bine. Ei spun că un negru trebuie să fi făcut întotdeauna ceva. N-am făcut nimănui niciodată nimic, miss, niciodată. Mi se învârte capul. Doar nu se poate înșela un oraș întreg. Drace, nu mai pricep nimic. Așa se întâmplă cu albii, miss. Întotdeauna se întâmplă așa. Și dumneata, te simți vinovat? Da, miss. Bine, dar n-ai făcut nimic. Nu, miss. Dar ce dracu au, că sunt toți de partea lor. Sunt albi, miss. Albi, albi, și eu sunt albă. Stai să întorc. Nu-ți fie frică. Ce singuri suntem, parcă ar fi amândoi niște orfani. Haide, ascunde-te în baie. Repede. Da. Freddy! Mă las să sun atâta? Ce, ai nebunit? De ce bați? N-ai ce căuta aici. Mi-ajunge că te-am pătinit. Ieși afară! Ieși afară, ticălosule! Ieși afară! Dă-te la o parte! Ce vrei de la mine? Ești un diavol. Și ca să-mi spui asta, ai fost în stare să-mi dărâm ușa? Dobitocule, de ce mi-ai venit? Răspunde! Au prins un negru. Nu era acela care trebuia. Totuși l-au linșat. E, și? Eram acolo. Văd că te-ai impresionat teribil. Lizzie, vino cu mine. Ce-ai spus? Să fii cu mine. Mașina e jos, ne așteaptă. Tu cu mine, e nebunit? Ești a mea. Nu mai spune. Stai, uite-te la mine. Haide, uite-te la mine, spun. Am casa mea. E la o oră distanță de aici. O să stăm acolo. Nu să ne pese de nimic. Acolo nu sunt nici ziare, nici radio. O să uităm tot ce e în jurul nostru. Lașule, Lizzie. Ce vrei? Ce mai vrei de la mine? Poate că aștepți mângâierile mele. Lizzie, îmi pare rău că m-am purtat așa cu tine. Te rog să mă ierți, Lizzie. Eu să te iert? Dar, negrul, ce ticăloșie! Tu ai pus totul la cale! Nu ți-e rușine! Dar, dracului de negru, ce vrei să fac? În afacerea asta era amestecat tata, poliția, familia... Și pe deasupra albii și-ar fi pierdut tot prestigiul în fața negrilor. Spune și tu, ce puteam să fac? Cu alte cuvinte, ai fi gata să repești cele petrecute astăzi, nu? Nemernicule! Lizzie, dacă vii cu mine, poate că nu o să mai fiu chiar atât de nemernic.
Ce asta? Ce asta? Cine-i în baie? Cine să fie? Ești nebun? Nu-i nimeni. Minți! E cineva acolo. Da, este un client. Un băiat care plătește bine. Acum ești mulțumit? Client? De azi încolo nu vei mai avea niciun client. Niciodată. Vei fi numai a mea. Numai a mea. Vreau să-l văd. Hei! Hei, care ești acolo? Ești? Nu ieși! E o capcană! O turfă ordinară. Lasă că mă duc eu singur să văd cine-i în baie. Ei. Așadar, el era clientul. L-am ascuns pentru că vor să-l omoare. Hei, băieți! Băieți, e aici! Nu-i chema, Fred, auzi? Nu-i chema! Nu-i vinovat, tu știi asta, știi bine asta! Vrei să fugi, ai? Fred, lasă negru în pace și nu mai striga, altfel trag! Nu... Nu, 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 nu se îndrăsnește. Trag! Lizzie, Lizzie, gândește-te, am o mamă, Lizzie. O bătrânică cu părul cărunt, nu? Mi-ajunge! Nu, 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 nu o să trage. O fată ca tine nu poate să tragă într-un bărbat ca mine. Crezi? Uită-te la mine. Lizzie, Lizzie. L-am ascuns pentru că am vrut să-l salvez. Acum mă duc să depun mărturie ca să-l apăr. Mărturie împotriva ta, împotriva voastră tuturora. Lizzie. Și acum cară-te la ei tăi. Cară-te. Lizzie. Da, da, da. Poliția. Or să mă ia la închisoare. Ți-ar place să te spânzure ceilalți? Stai lângă mine. Stai aici când îți spun. Dacă se apropie cineva, trag! Omul acesta nu e vinovat! Nu este vinovat de nimic! M-auziți? Asta vă spun eu! Liz!